Să citim din Scripturi, haideți să ne ridicăm în picioare, deschidem Scripturile la pagina 1196, a doua epistola lui Petru, citim din capitolul 1, începând cu versetul 1. 2 Petru, primul capitol, versetul 1, înainte. Simon Petru, rob și apostol al lui Iisus Hristos, către cei ce au căpătat o credință de același preț cu a noastră, prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. De aceea, dați-vă și voi toate silințele, ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ceea ce privește deplina cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Amin. Vă invit să luați loc și să vă rugați ca Domnul să ne dea har. Nădăjdim în mila, în îndurarea și în bunătatea Lui. Am zis să vă rugați ca Domnul să ne dea har și înainte ni s-a amintit despre har, despre pace, să căutăm pace, să avem pacea. Cel care l-a cunoscut pe Hristos și numai cel care l-a cunoscut pe Hristos poate să înțeleagă ce înseamnă har și ce înseamnă pace. Fără cunoașterea lui Hristos, acești doi termeni nu au cum să fie înțeleși. Har și pace. De multe ori noi folosim termenii aceștia, le spunem altora, în discuțiile noastre cu alții, folosim acești termeni, în special har. Și oamenii n-au cum să înțeleagă. Har, harul, cuvântul acesta har, în care, sigur că dacă are, cuprinde atâtea și atâtea semnificații minunate, nu poate fi înțeles până când omul nu se întâlnește cu Hristos. Oricât i-ai spune ce înseamnă har, oricât i-ai vorbi despre har, n-ai cum să înțelegi, omul n-are cum să înțeleagă numai în momentul în care se întâlnește cu Hristos. Și eu nădăjduiesc că cei ce sunteți aici ați înțeles bine ce înseamnă har. Ce înseamnă har? Sau ați înțeles o parte din înțelesul acestui cuvânt minunat, har? Când te-ai întâlnit cu Hristos și când ți-ai văzut starea, când ai văzut cât de nenorocit și de ticălos ai fost și ce milă și ce bunătate ți-a arătat Dumnezeu, că nu te-a trăznit imediat așa cum ai fi meritat, ci a avut o îndelungă răbdare cu tine, chemându-te pe calea aceasta sfântă a pocăinței și într-un moment ți s-a descoperit, atunci înțelegi ce înseamnă har, sau cel puțin ai început să înțelegi ce înseamnă har. Toți, fiecare dintre noi, spune Scriptura, rătăceam ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui. Însă Dumnezeu ne-a iubit și prin Hristos ne-a întins mâna, pentru că fiecare își vedea de drumul lui. Unde ducea drumul pe care mergeai tu? Care era finalul drumului pe care mergeai tu? Drumul tău, vorbesc. Care era finalul? Zi tare! Iadul! Nenorocirea veșnică! Fiecare mergeam pe drumul nostru, însă finalul era iadul, era chinul veșnic, acolo unde focul nu se stinge și viermele nu moare, despre care a vorbit atâta Mântuitorul nostru, binecuvântat să-i fie numele. Rătăceam ca niște oi și ne îndreptam spre un final care nu e niciodată final. Ne îndreptăm spre o nenorocire care nu se termină niciodată, spre iadul veșnic. Dumnezeu însă în bunătatea Lui cea mare, în dragostea Lui cea mare,
Ne-a cercetat, ne-a vorbit, a avut răbdare cu noi multă vreme. Nu știu câtă răbdare a avut cu tine. Cu mine știu că a avut răbdare 33 de ani și mai are și de atunci încoace. Dar până la 33 de ani a avut multă răbdare Dumnezeu. Într-o zi eram în adunare, acolo unde și fratele Dan și sora Carmen s-au botezat și au făcut un legământ cu Domnul Iisus. Eram în vremea aceea în adunare, era o stare de har și de cercetare peste adunare și într-o zi cineva ne-a îndemnat să avem o rugăciune de mulțumire. Eram printre cei care erau în față și conduceau întâlnirea aceasta prin cuvânt și prin îndemn și prin cântare și m-am plecat și eu pe genunchi ca să îi mulțumesc lui Dumnezeu, că așa am fost îndemnați de cel care ne-a dat îndemnul, să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru bunătatea lui și pentru toată dragostea lui. M-am plecat și eu pe genunchi ca să îi mulțumesc. Și acolo pe genunchi, dar știți cum e, ne rugăm și nu întotdeauna ne rugăm, uneori numai spunem cuvinte. Și spuneam și eu cuvinte, dar nu știu de ce Dumnezeu în bunătatea Lui, când eram acolo plecat pe genunchi, dintr-o dată mi-a arătat un film al vieții mele. Un film al vieții mele, până la vârsta când l-am cunoscut, până la vârsta de 33 de ani. Și în filmul acesta, al vieții mele, Dumnezeu mi-a arătat trei momente în viața mea, când aș fi putut să-mi pierd viața. Au fost trei momente delicate în viața mea, aș fi putut să mor. Dumnezeu însă, în dragostea Lui, a intervenit și n-a îngăduit că eu să trec dincolo, în veșnicie. Și Dumnezeu mi-a spus așa, uite, atunci puteai să-ți pierzi viața, atunci puteai să-ți pierzi viața și atunci puteai să-ți pierzi viața. Și Dumnezeu m-a întrebat, dacă ai fi murit atunci, ce-ar fi fost de tine? Și atunci am izbucnit în plâns și am zis, Doamne, dacă Tu n-ai fi intervenit și atunci aș fi trecut în veșnicie, acum eu mă chinuiam în flăcările veșnice. Strigam și nu mai era niciun ajutor și nu mai era nicio speranță. Și am zis, îți mulțumesc că m-ai izbăvit. Îți mulțumesc că m-ai păzit. Îți mulțumesc că n-ai îngăduit să trec dincolo în veșnicie în starea aceasta. Ce ai avut răbdare și îndelungă răbdare cu mine. Și a venit... Au venit cuvintele de mulțumire și rugăciunea a fost rugăciune. Pentru că am înțeles că Dumnezeu mi-a arătat har. A avut milă, a avut îndurare. Ai înțeles harul lui Dumnezeu? L-ai înțeles tu cu adevărat ce a făcut Dumnezeu pentru tine? Știți? Dacă am înțelege cu adevărat ce a făcut Hristos pentru noi, uneori doar vorbim mult, așa sunt vremurile din urmă, sunt caracterizate de multe, multe și printre altele și multă vorbărie. Dacă am înțelege ce înseamnă harul lui Dumnezeu, ne-am proșterne înaintea Lui și viața noastră ar fi diferită. Ar fi diferită dacă am înțelege de unde ne-a scos Dumnezeu și de la ce nenorocire ne-a scăpat Dumnezeu. Har. L-ai cunoscut? Poți să mărturisești, da, și eu? Poți să mărturisești, am cunoscut și eu acest har? Am cunoscut și eu dragostea aceasta mare a lui Dumnezeu față de un nevrednic care am fost? Toți meritam să ne trăznească Dumnezeu și să ne trimită în fundul iadului. Asta meritam. Dar Dumnezeu a făcut pentru noi ceea ce nu meritam niciunul dintre noi. Ne-a arătat dragoste prin Hristos. Ăsta e har. Și apoi... Dacă ai cunoscut aceasta, după aceea ai cunoscut și ce înseamnă pace. Pacea pe care nu o poate da lumea. Pacea după care aleargă lumea. Lumea vrea pace, dar nu știe ce e pacea. Lumea nu înțelege nici ce înseamnă har și lumea nu înțelege nici ce înseamnă pace. Știți ce înțelege lumea prin pace? Lumea prin pace înțelege să nu mai fie război, să poată fiecare să mănânce și să bea bine, să trăiască o viață liniștită pe pământul acesta, fiecare să facă ce vrea, să poată călători, să meargă în dreapta, să meargă în stânga, să nu fie niciun fel de probleme. Așa înțelege lumea prin pace. Asta își dorește lumea când zice pace, pace, pace. Și știți că atunci când toți vor striga pace, ce se va întâmpla în momentul acela? Atunci va veni sfârșitul. Lumea așa înțelege prin pace, să nu mai fie război nicăieri, să fie totul în regulă, să pot face ce vreau eu, să am sănătate, să pot trăi cum vreau eu.
Când vorbim însă despre pace adevărată, e altceva. Pace adevărată înseamnă altceva. Pace adevărată o are un om când poate e război. Pace adevărată o are un om, dacă i-o dă Dumnezeu, în mijlocul conflictului, în mijlocul nenorocirii, în mijlocul încercării, Dumnezeu poate da adevărata pace. Citiți Evrei capitolul 11 și vedeți acolo oameni pe care lumea îi considera că nu erau demni de lumea aceasta, i-a respins, au pribegit, au rătăcit prin peșteri, au trăit cum au trăit, în greutăți, prigoniți de toți. Știți ce aveau oamenii aceștia? Pace. De ce aveau pace? Pentru că au cunoscut harul lui Hristos. Au cunoscut ce dă Hristos. Și ceea ce li se întâmpla pe pământul acesta nu mai avea importanță pentru ei. Ei aveau pace. Se îndreptau către o patrie cerească. Către o patrie cerească. Tot Apostolul Petru, în prima epistolă, primul verset, spunea: Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini, n-aveau o țară, n-aveau o țară care să-i primească, n-aveau o țară care să se poarte cu bunăvoință cu ei, ca străini erau, împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia, către aleșii care trăiesc ca străini, n-aveau o țară aici pe pământ, dar aveau pace în inimă și în suflet, pentru că știau ce așteaptă dincolo, în veșnicie. Harul și pacea. Doi termeni pe care cei din lume nu înțeleg. Când am cunoscut harul, iertarea pe care ne oferă Dumnezeu prin Hristos, am primit pace. Poate că v-am mai spus, acum în contextul acesta repet, prima mea rugăciune adevărată a fost, știți că v-am spus mai înainte că abia la 33 de ani Dumnezeu mi s-a descoperit, nu că El n-ar fi vrut, ci că eram și eu ca lumea, cu mintea nebună. Și nu vreau să iau aminte la El. Dar când am înțeles, primul lucru care l-am înțeles a fost că eu, dacă mor în momentul acela, eu mă duc în iad. Și prima mea rugăciune adevărată a fost când am strigat din toată inima: Doamne, nu mă lăsa să mor, că dacă mor, mă duc în iad. Știam unde e locul meu. Știam care e destinul meu veșnic dacă mor. Nu mă lăsa să mor, că dacă mor, mă duc în iad. Asta a fost prima mea rugăciune adevărată, strigată din toată inima, fără să-mi iasă cuvinte pe buze. Din inima mea am strigat: nu mă lăsa, nu mă lăsa că mor, că mă duc în iad dacă mor. Și Dumnezeu mi-a mântuit sufletul. Și ce-am primit după aceea? Pace. Dacă până atunci eram îngrozit că dacă mor, mă duc în iad, după ce Dumnezeu mi-a mântuit sufletul, eram liniștit. Eram liniștit și am înțeles ce înseamnă pacea pe care o dă Hristos. Nu cum o dă lumea, e o altă pace, e diferită. Ai această pace, ai gustat această pace. Știi că Dumnezeu nu mai este, știți că o vreme Dumnezeu, noi eram vrăjmași prin gândurile noastre. Vrăjmași ai cui? Vrăjmași ai cui? Vrăjmași ai cui eram? Nu a unui om, nu a unui șef, nu a unui vecin rău. Eram vrăjmași cu Dumnezeu, eram dușmani ai lui Dumnezeu. Dușmani ai lui Dumnezeu. Și când Dumnezeu ne-a mântuit, ne dă pace. Ne dă pace. Har și pace. Apostolul Petru, în această epistolă, în a doua pe care am citit-o, partea aceasta de început, spune versetul 2, harul și pacea pe care le-ați primit odată, le-ați primit atunci când l-ați cunoscut pe Hristos, atunci când v-ați întâlnit cu El și când v-ați întors de pe drumul spre iad, de pe drumul pierzării, harul acesta și pacea pe care le-ați cunoscut să vă fie înmulțite. Harul și pacea sunt, dacă vreți, două lucruri care le primim și care Dumnezeu vrea ca ele să se înmulțească în viața noastră. Vorbim despre har și pace inițiale, dar vorbim despre har și pace
care pe drumul credinței noastre trebuie să se înmulțească. Apostolul Petru asta dorea creștinilor, lor le scria și le spune: harul și pacea să vă fie înmulțite. Știți, Scriptura mărturisește că noi prin credință am primit har și prin credință am primit pace. Și toți Scripturile mărturisesc că cel neprihănit va trăi prin credință. Până la sfârșitul vieții lui va trăi prin credință. Înseamnă că cel neprihănit are nevoie până la sfârșitul vieții lui ca harul și pacea să se înmulțească. Să se înmulțească. Dar nu un har fals și nu o pace falsă, ci trebuie să fie harul și pacea pe care Dumnezeu le dă. Dacă veți întreba pe oameni din lume, în legătură cu tot ceea ce se întâmplă, veți găsi la unii dintre ei o siguranță. Va fi cumva, va fi bine. Unii dintre ei poate nici nu se tem, n-au îngrijorări în legătură cu vremurile care vin. Va fi cumva, va fi bine. Ați auzit de oameni din lume care gândesc pozitiv și se luptă să gândească pozitiv? Și au făcut un scop din asta, să gândească pozitiv. Ce spun ei? Ce spun ei? Va fi bine. Va fi bine. Orice se întâmplă, va fi bine. Este aceasta pacea care vine de la Dumnezeu? Nu. E o pace falsă. Vorbim despre harul și pacea care Dumnezeu le dă. Și acestea, noi avem nevoie să se înmulțească în fiecare zi. Să crească tot mai mult cu fiecare zi care trece. Pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul acestui veac, pe măsură ce ne apropiem de lucrurile teribile care se vor întâmpla în lumea aceasta, lucruri grele care ne vor sta în față, oricum ne stau, în fiecare zi avem provocări, dar pe măsură ce ne apropiem de lucrurile acestea teribile, Dumnezeu știe că avem nevoie de mai mult har și mai multă pace. El inițial ni le dă, fără ca să facem noi nimic. Ce facem noi când primim har și pace inițial? Ce facem noi? Ce am făcut eu? Am înțeles că sunt păcătos și m-am dus înaintea lui Dumnezeu cerându-i iertare, cerându-i să aibă milă și îndurare de mine. Atât am făcut. Voi ați făcut mai mult? V-ați plecat pe genunchi? A zis: Doamne, sunt mare păcătos, mântuiește-l! Mântuiește-l! Și Dumnezeu a ascultat rugăciunea aceasta și ne-a dat har și pace. N-am făcut mare lucru, deși am făcut mare lucru. Dar înțelegeți, n-a fost un mare efort când Dumnezeu ne-a luminat mintea, pentru că problema este întunericul care e peste mințile oamenilor și nu înțeleg că au nevoie de Hristos. Dar când vine lumină din partea lui Dumnezeu, ne vedem starea, ne vedem păcatul, vedem ce a făcut Hristos și ne ducem înaintea Lui și cerem atât, doar să ne ierte și să ne primească. Primim har și primim pace. N-am făcut nimic. Dar ne așteaptă înainte o viață, o viață de credință, pentru unii mai lungă, pentru alții mai scurtă. Și ne așteaptă în față lucruri grele, teribile, încercări grozave uneori. Fiecare poate, știți lucrul acesta, vedem chiar astăzi frați și surori care suferă. Și suferă cumplit și trec prin încercări mari. De ce e nevoie în momente de felul acesta? De har și de pace. Și Apostolul Petru, Duhul Sfânt de fapt, nu Apostolul Petru, știe că avem nevoie de aceasta. Nu zicem că Apostolul Petru a zis. Mai corect este să spunem, Duhul Sfânt a zis prin Apostolul Petru, harul și pacea să vă fie înmulțite. Avem nevoie de aceasta, ai nevoie de aceasta. Văd oameni creștini astăzi care mărturisesc odată că l-au cunoscut pe Domnul Iisus Hristos, că odată au primit iertarea și că au primit mântuirea. Știți ce văd? La foarte mulți văd că n-au pace, n-au pace. Ei mărturisesc cu buzele un moment în care s-ar fi întâmplat ceva în viața lor, dar n-au pace. De ce n-au pace? De ce un creștin nu are pace? Pentru că el a crezut că totul este inițial, s-a întâmplat odată și s-a terminat. Nu. Noi doar am intrat în starea aceasta de har și de pace. Am intrat doar la un moment dat, dar după aceea avem ceva și noi de făcut. Harul și pacea să vă fie înmulțite, zice Duhul Sfânt, prin pana marelui bărbat, Apostolul Petru. Cum? Cum să vă fie înmulțite harul și pacea? Că strigați la Dumnezeu? Mergeți la o seară de stăruință? Că vă ambalați odată mai tare și o oră vă rugați mai tare și primiți har și pace?
Așa zice el. Harul și pacea să vă fie înmulțite. Cum? Prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Da, e destul de ciudat, am zice noi cuvântul acesta, deși nu e ciudat deloc. Le scria unor creștini. Le scria unor creștini care l-au cunoscut pe Domnul Iisus Hristos. L-au cunoscut pe Dumnezeu Tatăl prin Domnul Iisus Hristos. L-au cunoscut. Și totuși Petru zice să vă fie înmulțite prin cunoașterea Lui. Le scria unor oameni care l-au cunoscut, le scria unor oameni care erau în biserică, le scria unor oameni care au mărturisit un botez în apă, în numele Domnului Iisus. Le scria unor oameni care, probabil că au fost umpluți cu Duhul Sfânt, le scria unor oameni care aveau o viață de credință, care l-au cunoscut. L-au cunoscut. Și totuși zice, harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea Lui. Adică o cunoaștere mai adâncă. O cunoaștere mai profundă decât ați avut-o până acum. Mai adâncă, mai profundă. Ce dezastru se întâmplă, ce dezastru este. Oameni care poate nici măcar n-au avut o schimbare inițială, radicală, când zic ei că s-au convertit. Au fost așa o convertire, nici ei nu știu unii dacă au fost convertiți sau nu. Unii dintre ei nici nu știu dacă au primit har, ce înseamnă harul, ce înseamnă iertarea lui Dumnezeu. Dar ce durere că un om, după ce intră în această stare de har, cunoaște mai mult sau cunoaște mai puțin, să se oprească din căutările lui și să spună, am cunoscut și știu. Harul și pacea să vă fie înmulțite printr-o cunoaștere continuă a lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos. O cunoaștere mai adâncă și o cunoaștere mai profundă. Am întrebat odată o mămică, aveam un bebelaș de 3 luni. Și am zis, auzi, te cunoaște, era o fetiță, te cunoaște fetița ta, 3 luni. Te cunoaște fetița ta. Și știi ce mi-a răspuns mămica? Imediat, fără să stea pe gânduri, imediat. Sigur că mă cunoaște, frate Dan. Sigur că mă cunoaște. Cum te cunoaște fetița ta? Mă simte. Simte. E o cunoaștere de aceasta instinctuală. Știe că e mămica acolo. Nu știm cum, dar se întâmplă. Dumnezeu face asta. Este o cunoaștere. Mă cunoaște, frate. Simte când îți lângă ea. Se liniștește când sunt lângă ea. E mămica. E o relație pe care o face Dumnezeu. Instinctual, dar e o cunoaștere. Acum eu vă întreb. Fetița aceasta o cunoaște pe mama cu adevărat? Nu o cunoaște cu adevărat. Dar o cunoaște. Are o cunoaștere. Despre ea, despre cine e mămica, o simte, o miroase, nu știu, Dumnezeu pune acolo ceva. Nu mi-aduc aminte când aveam 3 luni. Se întâmplă ceva, o cunoaște, dar nu o cunoaște cu adevărat. Când va cunoaște fetița aceasta? Sau cât timp îi trebuie să o cunoască pe mama? Multă vreme, mulți ani. Și cum se întâmplă cunoașterea aceasta mai adevărată, mai profundă a mămicii? Cum? Trăind împreună, crescând împreună, crescând împreună. Mămica îi dă mâncare, ea crește, mămica o învață, mămica îi vorbește, mămica îi cântă, mămica îi citește din Biblie, mămica o mustră, mămica îi dă și la fundic câteodată că trebuie. E o cunoaștere. Așa ajunge să o cunoască pe mamă. Peste ani de zile, peste ani de zile și poate că ajunge mama bătrână și când ajunge mama bătrână, fetița descoperă în mama bătrână niște lucruri pe care nu le-a descoperit până atunci. E o cunoaștere cu fiecare zi care trece. Dacă cei doi sunt împreună, dacă cei doi cresc împreună, e o cunoaștere progresivă. Se căsătoresc 2 tineri, un băiat și o fată. Se văd ei, Dumnezeu le pune pe inimă să se căsătorească. Acum vă întreb mai ales pe cei care sunteți deja căsătoriți, că ceilalți n-au de unde să știe, vor afla pe parcurs. Când v-ați căsătorit, când ați luat-o pe ea sau când l-ați luat pe el și ați crezut că îl cunoașteți și că o cunoașteți, vă întreb, l-ați cunoscut? Ați cunoscut-o cu adevărat?
Când ați cunoscut-o mai bine? Pe măsură ce ați trăit împreună. Știți că este un proverb românesc care sunt multe cuvinte de înțelepciune în poporul român. Dumnezeu a dat înțelepciunea acestui popor. Păcat că își pierde mințile acum, în vremurile acestea din urmă, fiind înșelat cu toate prostiile și cu toate minunile care sunt pe internet și pe telefon și pe televizor. Dar Dumnezeu a dat înțelepciunea acestui popor român și este un proverb care zice că dacă vrei să-l cunoști pe un om, trebuie să mănânci cu el un sac de sare. Să mănânci cu el un sac de sare. Ce înseamnă aceasta? Că trebuie să stai multă vreme cu el, că un sac de sare nu-l mănânci într-o zi, îl mănânci în ani de zile. Și trebuie să stai cu el multă vreme ca să-l cunoști. Așa am crezut și noi, ne cunoaștem. Nu! A fost ceva, Dumnezeu a pus acolo, credeam că celălalt e deosebit și credeam că cealaltă e deosebită. Și este, fiecare suntem deosebiți. Să fim conștienți că fiecare care Dumnezeu ne-a dat un soț sau o soție, ne-a dat ce a fost mai bun pentru noi. Nu putea să fie ceva mai bun pentru noi dacă am ales în Domnul și dacă înaintea Domnului am stat. Dar de cunoscut n-am cunoscut. Mai târziu descoperim în celălalt lucruri la care nici nu ne-am gândit. Bine că nu ne-am gândit, că dacă ne gândeam mult, nu ne mai căsătoream. Așa cum fac unii alți astăzi. Vor persoana perfectă și eu le spun unor tineri, îmi pare rău, nu o să vă căsătoriți niciodată. O să rămâneți triști, însingurați, pentru că voi vreți persoana perfectă și așa ceva nu există pe pământul acesta. Singura persoană perfectă a fost Domnul Iisus Hristos. Noi suntem cu slăbiciuni și bine că nu le știm, dar ne cunoaștem pe parcurs, umblând unul cu celălalt. Așa e peste tot. Apostolul Petru zice, harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu. Cunoașterea lui Dumnezeu este singura cale înspre viață. Știți ce zice în Ioan 17, Domnul Iisus Hristos în rugăciunea Lui? Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Cunoașterea de Dumnezeu. Petru spune, harul acesta și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea Lui. Vrem mai mult har? Toți vrem har. Vrem mai multă pace? Toți vrem pace. Le putem avea mai mult decât le-am avut până astăzi. De mâine putem avea mai mult, și har și pace. Sau de mâine vom avea tot mai puțin. Depinde de atitudinea noastră. Inițial Dumnezeu ni le-a dat fără să facem nimic. Dar după aceea Dumnezeu zice, faceți și voi ceva prin cunoașterea Lui. Și apoi, de la versetul 5 în jos, spune așa, de aceea dați-vă și voi toate silințele. Fiți atenți la versetele acestea, că sunt foarte importante, dacă vrem har și pace să se înmulțească. Nu știm ce ne așteaptă mâine, nu știm ce ne așteaptă peste o săptămână, nu știm când lovește boala, nu știm când lovește nenorocirea și în situații de felul acesta, nu știm când vin grozăviile peste pământul acesta. Fratele zicea, bine ar fi să vină Dumnezeu și să ne răpească înainte de toate nenorocirile acestea. Nu va veni, nu va veni. Biserica va trece prin toate acestea. Cum vom trece atunci? Dacă ne dă Dumnezeu har și dacă Dumnezeu ne dă pace. Nu urgii. Peste poporul lui Dumnezeu nu vor veni urgiile. Cum să trimită Dumnezeu urgii peste poporul lui? Dar prigoană, suferință, încercări teribile. Da, îs acolo în Biblie. Îs acolo în Biblie. Ce vom face atunci când vor veni? Când se vor ridica cei din casele noastre împotriva noastră? Când în sinagogi, adică în biserici, se vor ridica împotriva noastră? Când ne vor vinde unii dintre cei pe care i-am crezut frați? Spunea fratele Nicolae Moldoveanu, când am ieșit din închisoare cineva, în perioada de după Revoluție, a avut posibilitatea să aibă acces la dosarul lui de securitate. A zis cineva, pot să te las să-ți vezi dosarul de securitate, să știi cine au fost toți care au fost pe lângă tine. Și a zis, nu vreau să-mi văd dosarul de securitate, pentru că nu vreau să văd care frați m-au trădat. Nu vreau să știu. Vreau să am o inimă bună față de toți. Ce vom face în situații de felul acesta? Când vom fi trădați de cei mai apropiați? Har și pace. Har și pace.
Dumnezeu zice, de aceea dați-vă și voi toate silințele, ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Și acum versetul 8. Căci dacă faceți aceste lucruri, vedeți, dacă faceți voi, de-aia am zis, uneori noi ne rugăm și zicem, Doamne, dă-ne, Doamne, fă-ne, dar Dumnezeu nu ne dă și nu ne face pentru că noi trebuie să facem. Sau El ne dă în urma ceea ce facem noi. Și Apostolul Petru, Duhul Sfânt, de fapt, prin Apostolul Petru, spune lămurit, căci dacă faceți lucrul acesta, căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, vedeți? Leneși, omul care nu face. Nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ceea ce privește deplina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. Este o cunoaștere, este o cunoaștere și este o, ziceți voi, deplină cunoaștere. Fetița de 3 luni își cunoaște mama, dar este o deplină cunoaștere mai târziu, umblând cu ea, trăind cu ea. Este o cunoaștere și este o deplină cunoaștere. Și când vorbim despre deplină cunoaștere, atunci vorbim despre un har și despre o pace la început și putem vorbi despre har deplin și pace deplină? Da, nu greșim dacă spunem așa. Când ajungem la o cunoaștere deplină a Domnului nostru Iisus Hristos, putem vorbi despre har din belșug și pace din belșug sau depline dacă vreți. Asta spune lămurit Duhul Sfânt. Dacă faceți aceasta, dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți leneși și neroditori. Așa e că până acum ne-am gândit la har, ceva ce face Dumnezeu. De multe ori am vorbit despre har în termenii aceștia. Har este darul nemeritat al lui Dumnezeu. Așa e că și-am zis. Harul este darul nemeritat al lui Dumnezeu. Dumnezeu ne dă fără să merităm. Slăvit să fie numele, că și asta e adevărat. Dar nu-i tot adevărul. Tot adevărul este că har înseamnă și ceva ce am făcut noi. Sau Dumnezeu face, ne dă în urma ceea ce am făcut noi. Ar trebui să ne gândim bine când vorbim despre har. Nu-i doar ceva nemeritat. Uite că aici este și ceva meritat. Dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, atunci ele nu vă vor lăsa să fiți leneși și neroditori în ceea ce privește deplina cunoștință și numai prin deplina cunoștință putem primi har din belșug și pace din belșug. O, cât de drept este Dumnezeu! Cât de drept este Dumnezeu! Ne dă un har inițial, ne ridică din păcat, din starea noastră inițială, prin mila și prin îndurarea Lui. Și după aceea zice, vrei mai mult? Eu ți-am mântuit sufletul, eu te-am salvat de la iadul veșnic, eu ți-am arătat atâta har și îndurare, vrei mai mult? Și noi zicem, da, Doamne, da, Doamne. Dumnezeu zice, ok, cât vrei Tu îți dau, cât vrei Tu îți dau. Atâta îți dau să te copleșească. Fă ceva. Fă ceva. Caută să mă cunoști. Caută să mă cunoști. Îți dau cât vrei tu. Îți bag în sac cât vrei tu. Nu-s limite. Caută să mă cunoști. Dar nu-i drept să fie așa. Adică inițial ne dă, fără să știm noi ce înseamnă aceasta, ne izbăvește fără să știm noi ce înseamnă aceasta, înțelegem după aceea câtă dragoste ne-a arătat Dumnezeu și după aceea zice Dumnezeu, cât vrei tu, nu-s limite, nu-s limite, dar te costă ceva. Să nu fii leneș, să nu fii neroditor în ceea ce privește deplina mea cunoștință, deplina mea cunoștință. Dragii mei, cât îl cunoaștem noi pe Hristos? Că știu că îl cunoaștem, avem o cunoaștere, dar tare mă tem că foarte mulți sunt în situația bebelușului de 3 luni și a mămicii
Și nu e o cunoaștere mai adâncă a lui Hristos. E posibil să vezi atâtea lucruri între cei ce mărturisesc că au primit odată har și au primit mântuire. Se întâmplă atâtea lucruri grozave în poporul Domnului. Din ce cauză? Că nu-i cunoaștere de Dumnezeu. Nu-i cunoaștere de Dumnezeu. Când îl cunoști pe Dumnezeu, nu-ți permiți să faci multe lucruri. Nu-ți permiți să spui multe lucruri. Sunt atâtea învățături greșite astăzi în poporul lui Dumnezeu, între cei ce cheamă numele lui Dumnezeu. De ce? Pentru că nu-i cunoaștere de Dumnezeu. Nu-i cunoaștere de Dumnezeu. Zice un cuvânt greu de tot în Isaia, în primul capitol și versetul 3. Un cuvânt greu, greu de tot. Ce mărturisește acolo Domnul? Boul își cunoaște stăpânul și măgarul cunoaște ieslea stăpânului său, dar Israel nu mă cunoaște. Și fiți atenți, poporul meu nu ia aminte la mine. Israel nu mă cunoaște. Ce zicea poporul Israel? Ce zicea de când Dumnezeu i s-a descoperit, chiar dacă se închina și la idoli? Și ce zice și astăzi? Ce zice? Că îl cunoaște pe Dumnezeu? Că ei au singurul Dumnezeu adevărat, că ei îl cunosc. Și Dumnezeu mărturisește că e o minciună, că era o minciună atunci și o minciună și astăzi. Poporul meu nu mă cunoaște. Dar ce comparație face? Boul își cunoaște stăpânul și măgarul cunoaște ieslea stăpânului său. Măgarul știe unde să se ducă când e foame. Instinctual se duce la iesle să mănânce, cunoaște și nu moare de foame. Nu moare de foame pentru că știe unde îi pune stăpânul lui mâncare. Trist este că Dumnezeu spune, poporul meu nu mă cunoaște. Nu mă cunoaște. Oare cum e astăzi? Oare care-i cunoașterea de Dumnezeu astăzi? Viața o arată. Viața o arată. Har și pace. Har și pace înmulțite din belșug. Pacea din inima mea arată dacă îl cunosc pe Dumnezeu. Ziceam într-o zi, în urmă cu o vreme, Doamne, mi-e așa de bine că mi-e și frică. Mi-e și frică de atâta bine. Mă gândesc la unul, mă gândesc la altul. Mă gândesc la, zic acum, sora Urică, ești cu noi. Prin câte au trecut în ultimul timp? Câte încercări și câte greutăți? Și am zis, Doamne, dacă vin și peste mine, ce voi face? Ce voi face? Că niciunul nu suntem scutiți și niciunul nu suntem feriți. Noi am vrea să fim. Noi am vrea să nu ni se întâmple nimic rău. Dar astea vin. Și Dumnezeu în bunătatea Lui le lasă să vină peste noi. Ne testează credința. Ce vom face atunci? Funcție de cât îl cunoaștem pe El. Atât. Atât. Vin frați la noi. Mergem la alții. Frate, soră, mai ales când suntem sănătoși, știm așa de bine să dăm sfaturi celorlalți. Încrede-te în Domnul, frate, încrede-te în Domnul, soră. Domnul e bun, Domnul e mare. O, ce bun suntem la gură. Dar pot eu să-i spun orice la omul acela. Dacă el nu-L cunoaște pe Dumnezeu, cuvintele mele cad la pământ. Însă dacă îl cunoaște pe Dumnezeu, mă duc acolo și ies îmbărbătat eu. Ies eu îmbărbătat de acolo. Pentru că el îl cunoaște pe Dumnezeu și are har și are pace. Nu se clatină. Nu se clatină. Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu. De aceea, dați-vă și voi toate silințele, să aveți în voi toate lucrurile acestea, cele pe care le-am citit, credința, fapta, cunoștința și toate celelalte. Căci dacă le aveți în voi, veți ajunge la deplina cunoaștere a lui Dumnezeu. La deplina cunoaștere a lui Dumnezeu. Am tot dat exemplul acesta în ultimul timp, pentru că am fost foarte impresionat și am înțeles cu adevărat cât de adevărată este Scriptura.
Nu știu dacă v-am mai spus aici când am fost în urmă cu vreo jumătate de an despre o soră Consuela. V-am spus despre ea. V-am spus. Când i-a murit soțul, o soră care e paralizată la pat de 30 de ani și nu poate să facă nimic și a murit singurul ei sprijin, că n-are pe nimeni, am văzut ce înseamnă să ai har și pace din belșug. Nu s-a plâns, nu s-a văitat, adică a plâns în timp ce plângea, lăuda pe Dumnezeu când i-a murit soțul. Și a zis: Doamne, Te lau și Te slăvesc, Tu nu greșești niciodată. Ești drept în tot ceea ce faci. Tu niciodată nu greșești. Hohotea de plâns și lăuda pe Dumnezeu. Pacea nu i-a lipsit. Și pacea nu îi lipsește nici astăzi. Dumnezeu o întărește. Pentru că L-a cunoscut pe Dumnezeu. L-a cunoscut pe Dumnezeu. Ori de câte ori vorbeam cu ea la telefon, ea era cea care mă întărea pe mine, înainte să îi moară soțul, în boala aceasta grea, în paralizia ei, cunoașterea de Dumnezeu. Dacă vrem har și pace să ni se înmulțească, trebuie să facem și noi ceva, o cunoaștere mai profundă. Credința, așa cum am zis, inițial o primim prin mila și prin harul lui Dumnezeu. Și noi am vrea să fie tot așa tot timpul. Totul să primim fără ca noi să facem nimic. Dar știți că viața de credință după aceea înseamnă trudă? Ne-am gândit noi la aceasta? Inițial primim totul fără să facem nimic. Dar dacă vrem mai mult, viața de credință înseamnă trudă. Cum se identificau și Petru, și Pavel, și Ioan și alții? Cum, ce spuneau despre ei? Spuneau: Pavel, rob al lui Iisus Hristos. Petru, rob al lui Iisus Hristos. Viața lor era o trudă, dar nu era o trudă în sensul că ceea ce făceau, făceau cu greutate. Făceau fără niciun chef. I-a chemat Dumnezeu pe calea aceasta sfântă a pocăinței și ce grea e pocăința, așa cum zic unii astăzi. Ce grea e pocăința! Nu, ei nu ziceau așa, ce frumoasă e pocăința! Dar cum ne trudim și cum se trudeau pe calea aceasta sfântă a pocăinței, ca să poată să ajungă să-L onoreze și să-L cinstească mai mult pe Dumnezeu. Știți ce zice apostolul Pavel? La un moment dat, apostolul Pavel, marele apostol Pavel, în Filipeni, capitolul 3 și versetul 10, zice: și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Asta ce însemna? O viață întreagă dedicată pentru așa ceva. O viață întreagă ca să-L cunoască mai mult pe Hristos. Nu-i ciudat, nu-i ciudat cât e de diferit apostolul Pavel de noi. Apostolul Pavel, marele apostol Pavel, zice: ce vreau să-L cunosc pe El? Să-L cunosc pe El, marele apostol Pavel. Și noi zicem: îl cunoaștem. Te întreabă cineva: îl cunoști? Da, îl cunosc. Noi știm, marele apostol Pavel, știți câte s-au întâmplat în viața lui, cum l-a cunoscut pe drumul Damascului, într-un mod miraculos, când Domnul Iisus i s-a descoperit. Știm lucrul acesta. Care dintre noi am avut asemenea descoperiri din partea lui? Care am avut? Niciunul. După aceea, după ce Dumnezeu îi se descoperă, se duce în pustie, în Arabia, stă acolo ani de zile și acolo ce se întâmplă cu el acolo? Primește ce? Evanghelia. Îi zice: Evanghelia cui? A mea. De ce zice Evanghelia mea? Că nu era a lui, era a lui Hristos. Dar de ce zice ea a mea? Pentru că i-a dat-o Hristos, personal, direct. Acolo, stând în intimitate cu Dumnezeu, Hristos a venit și i-a dat Evanghelia. De aceea zice: Evanghelia mea. El mi-a dat-o mie. Și după ani de zile, când ajunge la Ierusalim cu ceilalți apostoli și pun împreună ce mărturiseau unii și ceilalți, era același lucru. Apostolii au umblat cu Domnul Iisus 3 ani și jumătate, Pavel a stat 3 ani în Arabia și a primit Evanghelia. Era același lucru. Evanghelia mea. Evanghelia mea.
Păi, vă dați seama să te duci undeva în singurătate, în pustietate și Dumnezeu să vină și să-ți vorbească și să-ți dea Evanghelia Lui. Ce descoperire deosebită, măreață a lui Dumnezeu. Și ca și cum n-ar fi fost destul, mai târziu zice, am fost răpit până la al treilea cer și am văzut lucruri despre care nu se poate vorbi. Lucruri deosebite, răpit în prezența lui Dumnezeu. Păi ce e asta? Și acum, omul ăsta, și câte o mai avut? Că în bătăile, în suferințele lui, cu siguranță, 100%, 1000%, Dumnezeu i s-a descoperit în multe feluri. Și zice omul ăsta, marele acesta, marele bărbat, titanul acesta al credinței, zice, și să-l cunosc pe el. Și noi pigmeii, noi piticii, noi știm. Noi cunoaștem. Noi să nu ne mai spună nimeni nimic. Noi suntem grozavi. Ce? Nu știu eu. Și să-l cunosc pe el. Pentru că asta înseamnă viață. Când zice și părtășia suferințelor lui, mă gândesc că își dorea să sufere, pentru că în suferință Dumnezeu se descoperea într-un mod deosebit. Când suferi pentru Hristos. Și marele apostol Pavel striga și își dorea să-l cunoască pe el. Ne mirăm acum de cât har și câtă pace avea? În fiecare zi îmi primești de moarte și el zice, fraților, bucurați-vă întotdeauna. Iarăși zic, bucurați-vă. Noi ne îndemnăm să ne bucurăm, dar ce să ne bucurăm când suntem prinși tot cu ale lumii, când cunoașterea noastră e mică, când nu-L cunoaștem cu adevărat pe Dumnezeu? De ce să te bucuri când vin încercări peste viața ta? De ce să te bucuri? Pentru că nu-i cunoaștere. Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea Lui. Și dacă avem toate lucrurile acestea în noi, ele nu ne vor lăsa să fim nici leneși, nici neroditori în ceea ce privește deplina cunoștință. Versetul 10 pe care l-am citit din 1 Petru spune, ăsta e un răspuns la ce, de ce noi alunecăm atât de des. Tot vorbim despre alunecări, alunecări, alunecări. Și știți ce facem? În loc să ne cercetăm și în loc să ne pocăim, în loc să mergem să vedem de ce alunecăm, de ce alunecăm? Ai un copilaș, crește și se împiedică des, că e copilaș, nu-i atent, dă buzna, bun, cade. Bun, când e copil, nu e nicio problemă, că știi că e copil, dar după ce crește, dacă în fiecare zi copilul tău are 20 de ani și merge pe stradă și cade, ce-ai zice? Ce-ai zice? A, lasă-l, nicio problemă, no, toți cădem. Așa zicem noi când vorbim despre viața de credință. Păi toți cădem, toți ne împiedicăm. Dragii mei, asta nu e în regulă. Nu e în regulă. De ce ne împiedicăm? De ce cădem? Versetul 10. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră. Căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Niciodată. Adică se poate trăi o viață de credință să nu mai aluneci. Se poate trăi. Noi, mulți creștini, dacă ar fi ca și un copil, cade, se rănește. Știți cum îți? Cotele cu scoarță, genunchii cu scoarță, fruntea cu aici, nasul se duce direct în nas. Așa, mulți creștini, cam așa îți bandajați tot timpul. Cotele rănite, genunchii răniți, fruntea, nasul lovit. Bă, frate, soră, ce ai? Am căzut, mereu dau de pământ. Dar aici zice Petru, zice, dacă faceți așa, nu veți aluneca niciodată. Și noi ăștia care cădem, ne ducem în biserică și zicem, fraților, toți suntem slabi. Așa mă supără cuvântul acesta când mă duc într-o biserică, se duce cineva la amvon, vrea să pară și spiritual, și zice, fraților, toți suntem slabi. Mustră-i Domnul pe cei care mint în halul acesta. Dumnezeu nu ne cheamă să fim slabi. Zice, dacă veți face așa, nu veți aluneca niciodată. Suntem slabi pentru că nu facem. Suntem slabi pentru că suntem leneși. Suntem slabi pentru că nu ne dăm silințele. Da, suntem slabi, dar nu-i normalitatea asta. E anormal să fim așa.
Normal este să nu alunecăm, normal este să stăm în picioare, normal este să mergem drept pe cale, normal este să-L onorăm pe Dumnezeu printr-o viață sfântă și curată. Asta e normalitatea vieții de credință. Asta e normalitatea. Dacă faceți, dacă aveți toate lucrurile acestea din belșug în voi, dacă vă dați toate silințele, nu veți aluneca, frați și surori, nu veți aluneca. Bucurați-vă, este nădejde. De ce să fim pansați tot timpul? Tot timpul trebuie să mergem la ajutor, primul ajutor. Nu, putem umbla frumos. Putem umbla frumos. De ce suntem nesiguri? De ce atâta nesiguranță în viețile noastre? Versetul 11, în adevăr zice, în chipul acesta, adică dacă vă dați și voi toate silințele, în chipul acesta, când aveți din belșug toate acestea în voi, credință, faptă, cunoștință, răbdare, îndelungă răbdare, dragoste de frați, dragoste de oameni, dacă faceți și le aveți toate, zice, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Creștini care nu știu ce va fi cu ei, zicem și noi ca și ortodoxi, da, păi ce-a fi, cum a fi? Dar aici Pavel Petru vorbește despre o deplină siguranță, vi se va da din belșug, din belșug intrare în împărăția lui Dumnezeu. O siguranță, o siguranță. Ai siguranța aceasta? Avem siguranța aceasta? Numai dacă facem, numai dacă facem, numai dacă ne dăm toate silințele să facem lucrurile acestea. Ar trebui, cred, ca și evreii, cum poruncea Domnul Iisus Hristos, zice, scrieți pe fruntarii, scrieți-le, poruncile aici, în față. Ar trebui să avem versetele acestea, de la 5 în jos, dați-vă și voi toate silințele. Și în fiecare zi să zic, Doamne, eu am credință, am credință. Mulțumesc că mi-ai dat credință. Doamne, da fapte, da fapte. Înțelegeți, nu le facem ca să fim mântuiți, le facem ca să primim har și pace din belșug din partea lui Dumnezeu. Am, Doamne, am fapte. După aceea trebuie să mergem mai departe. După ce ne gândim la fapte, să vorbim la cunoștință. Așa suntem de superficiali în ceea ce privește cunoașterea. Cunoașterea lui Dumnezeu, cunoașterea Scripturii. Trebuie să mă străduiesc să cunosc tot mai mult. Aud, frați, și iar nu-mi place nici lucrul acesta. Fraților, eu nu mă pregătesc niciodată când mă duc la o slujire, că mi-e îndă Domnul atunci. Și eu zic, când aud astfel de oameni, dar de ce nu văd și eu că-ți dă Domnul? De ce mă apucă oboseala când te aud vorbind? De ce mă apucă somnul când te aud vorbind? Că nu-ți dă Domnul, că tu ești leneș. Tu ești leneș, te cheamă Dumnezeu să te pregătești, te cheamă Dumnezeu ca să-i slujești și tu ești leneș. Și faci și pe grozavul, pe spiritualul, mie îmi dă Domnul. Culmea, de ce doarme biserica când îți dă ție Domnul? De ce nu-i viață când îți dă ție Domnul? De ce cuvântul tău nu aduce viață? Pentru că nu cauți să cunoști, ești leneș. Și niciodată Dumnezeu nu răsplătește lenea și nu dă din belșug peste leneș. Să uniți cu credința, cunoștința, cu cunoștința, înfrânarea. Sunt lucruri de la care trebuie să ne înfrânăm. Am vorbit un pic aseară despre vremurile din urmă. Trebuie să fiu preocupat de aceasta. Apostolul Pavel zice, mă port aspru cu trupul meu. Da, e adevărat. Era în Germania în 2024, erau supermarketurile pline, era internet, avea la ce să se uite la televizor, erau numai bunătăți erau în vremea aceea. Trai povătrai era în viață în vremea lui Pavel. Așa era. Așa era. Zice, dacă am ce să mănânc, îi dau slavă lui Dumnezeu, dacă n-am ce să mănânc, îi dau slavă lui Dumnezeu, bătăi, încercări, păi și te mai porți și aspru cu tine. Te mai porți și aspru cu tine. Zice, înfrânarea. Înfrânarea. După aceea, răbdarea. Răbdarea. Cât eșuăm și aici, la răbdare. Răbdare cu ceilalți și câtă răbdare avem cu noi înșine. Răbdare, evlavie, caracterul dumnezeiesc, să ne gândim să fie noi chipul lui Hristos, să semănăm tot mai mult cu Dumnezeu. Dragostea de frați. Aici e o problemă mare. Aici e o problemă mare.
Sigur, în Germania nu-i ca și în România, vorbesc în frățietate, dar rar mai găsești câte doi ca să fie una. Rar mai găsești. Vei la biserică, pa, pa, la revedere, ne mai vedem peste o săptămână, nimănui nu-i pasă de celălalt. Dragoste de frați. Dimpotrivă, suntem tot timpul iritați, tot timpul nemulțumiți, ce are și ăla, de ce ne mai mustră, de ce ne mai ceartă, de ce nu-i dragostea aia falsă, știți că este și o dragoste falsă, când totul e în regulă și nimic nu e în regulă? Dragostea de frați, jertfa, suferința pentru frați. Astăzi am ajuns în vremurile astea teribile, grozave vremuri. Într-o biserică suntem, nu e aici, e în România, suntem 50 de membri și cineva se supără că eu i-am spus ceva ce nu i-a convenit și l-am mustrat. Mai vorbește cu încă 5 din biserică și peste o săptămână s-a mai făcut o biserică. Asta e dragoste de frați, știți? Așa de mult îi iubesc pe frații mei că nu-i mai pot suporta și trebuie să mă mut într-o altă biserică. Așa de mult îi iubesc că nu-i pot suporta. Trăim vremuri teribile. Și apoi ce să mai vorbesc de iubirea de semeni, de oameni? Cui îi mai pasă de ăia care trec pe stradă și care se duc în iad? Dacă mor, la noapte se duc în iad. Ei, da, zice Apostolul Petru, de fapt zice Duhul Sfânt, dacă faceți toate lucrurile acestea, ele nu vor vă lăsa să fiți lene și neroditori în a avea deplina cunoaștere a Domnului nostru Iisus Hristos. Și la deplina cunoaștere, cum am zis, avem har și pace pe deplin și din belșug. Har și pace. Te uiți la cineva și vezi că n-are pace, să știi că e o problemă a lui. Nu că Dumnezeu nu vrea să o dea. Cum v-am spus, Dumnezeu când ne cheamă la aceasta, El ne pune înainte o perspectivă grozavă. Dumnezeu zice, atâta îți dau până nu mai poți duce. Adică har și pace. Știți? Mi-aduc aminte acum de Moody. Ați auzit de Dwight Moody? Un om al lui Dumnezeu a trăit prin 1830 încoace spre 1900. După ce a mântuit Dumnezeu sufletul, el vroia să fie o unealtă prin care Dumnezeu să mântuiască pe alții. Dar era tare nepriceput. Nu a fost instruit, nu a fost educat. Vorbea cu greșeli de exprimare. Dar avea râvnă. Și frații din adunare îi spuneau, Dwight, cea mai mare slujbă pe care tu ai putea să o faci pentru Dumnezeu ar fi să taci din gură. Că el vorbea, da, vorbea așa cum vorbea. Și el s-a supărat așa de tare și a zis, dar eu vreau ca oamenii să vină la mântuire prin mine, eu vreau să mă folosească Dumnezeu. Și zicea, Doamne, umple-mă cu Duhul Sfânt, Doamne, umple-mă cu Duhul Sfânt, Doamne, umple-mă cu Duhul Sfânt. Și asta era rugăciunea lui continuă, zi și noapte. Când nu dormea, el se ruga, Doamne, umple-mă cu Duhul Sfânt. Într-o zi mergea pe stradă, era într-un oraș din America, Duhul Sfânt a coborât peste el, a fugit repede într-un hotel care era aproape, s-a dus acolo într-o cameră și s-a închis ușa și o zi și o noapte Duhul Sfânt a venit peste el, până când Moody striga la un moment dat, oprește-te că mă omori, nu vezi că mă omori, oprește-te, striga către Dumnezeu. Din momentul acela a fost un alt om, când își deschidea gura, cu aceleași greșeli de exprimare, același bagaj de cunoștințe, bine, îl cunoștea pe Dumnezeu, oamenii se pocăiau, se mântuiau, că a fost umplut cu adevărat. Nu a fost o umplere din asta falsă, cum multe vedem astăzi. A fost umplut cu adevărat. I-o da Dumnezeu până când a zis, oprește-te că mă omori. Dumnezeu zice, îți deschid un orizont și îți promit atâta pace și atâta har până nu mai poți duce. Până nu mai poți duce, dacă faci și tu ceva, dacă te străduiești și tu, îți dai și tu silințele, iată ce te așteaptă, iată care e perspectiva. O, da, ne place să primim. Și cum am zis, vorbim, o, Dumnezeu ne-a dat totul prin har, n-am făcut nimic. Problema e că vrem să nu facem nimic în continuare, asta e problema. Tot așa vrem, să nu facem nimic și să tot primim și să tot primim. Și să tot primim. Dar nu-i calea lui Dumnezeu aceasta. Nu-i calea lui Dumnezeu aceasta. Seara aceasta, vreau să vă
dacă se poate să vă stârnesc această dorință, această căutare după Dumnezeu. Să ieșim din starea aceasta de comoditate în care ne aflăm și în care se află majoritatea creștinilor. Las că e bine și așa. Să îndrăznim mai mult, pentru că sunt comori acolo de har și de pace de care vom avea nevoie în vremurile care vin. Sunt comori, o bogăție. Înțelegeți acum de ce primii creștini, în vremea de început a creștinismului, n-aveau nicio problemă că îi aruncau la lei, n-aveau nicio problemă că îi puneau să ardă pe rug, pentru că erau plini de pace, erau plini de har. Viața lor, în momentul în care l-au cunoscut pe Hristos, a fost trăită în totalitate în ascultare de Hristos. Nu? Știm acolo, scrie și în Evrei, sau în alte locuri. Frații lor nu mai aveau nimic și au vândut averile, au renunțat la tot ceea ce aveau din dragoste pentru Hristos și pentru frații lor. Și Dumnezeu le dădea har și pace. Spune, am citit asta în istoria bisericească, spune că în vremurile acelea când îi prindeau și îi omorau, îi aruncau la lei, îi aruncau la gladiatori, îi puneau pe stâlpi și le dădeau foc, îi ungeau cu smoală. Creștinii se duceau și ei, când vedeau cum mor fraților, se duceau și ei și se predau autorităților și ziceau, și eu sunt creștin. Omorâți-mă și pe mine. De unde asta? De unde asta? Har și pace din belșug. Har și pace din belșug. Printr-o cunoaștere adevărată, printr-o căutare. Fraților, hai să nu mai fim leneși. Surorilor, la fel. Să nu mai fim leneși. Să ne luăm toate lucrurile acestea și să ne gândim la ele în fiecare zi. Să ne gândim la ele în fiecare zi. Și să căutăm, să împlinim tot ceea ce ne spune Dumnezeu prin ele. Vă mai citesc, vă pun în două pasaje din Scriptură în contrast și apoi mă opresc. 2 Timotei, capitolul 3 și versetul 7 spune, vorbește despre unii, citesc de la 6, sunt printre ei unii care se vâră prin case și momesc pe femeile ușuratice, îngreuiate de păcate și frământate de felurite pofte. Și versetul 7, care învață întotdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplină cunoștință a adevărului. Ei niciodată nu ajung să-L cunoască pe Dumnezeu. Niciodată! Pentru că viața lor este așa. Viața lor este trăită așa cum este trăită. Niciodată nu pot ajunge la cunoașterea adevărului. Sunt unii oameni care trăiesc cum vor ei și vor să fie tari în credință. Niciodată! E atâta înșelare astăzi, pentru că oamenii sunt leneși, cei din biserică sunt leneși. Învață și nu ajung niciodată, pentru că nu merg numai până unde vor ei. Nu-și dau silințele. N-aș vrea să fiți niciunul dintre voi între cei ce învață și n-ajung niciodată la deplină cunoștință. Dați-vă silințele, după cum zice Apostolul Petru. Deci ăsta e un verset și contrastul pe care l-am citit în versetul 8 din 1 Petru. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri. Deci unii ajung, că unii toată viața lor învață, dar în felul lor nu se supun voii lui Dumnezeu, nu se supun autorității lui Dumnezeu, nu trăiesc în rânduiala lui Dumnezeu și nu cunosc niciodată. O viață întreagă să irosești viața fără să ajungi la cunoaștere. Și versetul 8 pe care l-am citit, dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ceea ce privește deplina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. Ce vă doresc eu și îmi doresc și mie, ca harul și pacea să vă fie înmulțite. Amin? Amin. Dar pentru aceasta dați-vă și voi toate silințele. Să nu vă bazați pe faptul că am zis amin când fratele Dan e binecuvântat. A zis amin? Foarte bine că a zis amin, dar pentru aceasta dați-vă și voi toate silințele. Se schimbă toată viața, se schimbă toată perspectiva, se schimbă toate lucrurile. Har și pace la maxim. O, Doamne, câtă nevoie avem de ele! Câtă nevoie avem de ele! Și ce recunoscători ar trebui să fim lui Dumnezeu că ne-a deschis această perspectivă, că ne-a pus în față această perspectivă. Da, e adevărat, acum ține și de noi. Dar chiar nu vrem să facem nimic? Chiar să primim totul așa? Numai Dumnezeu să ne tot bage în sac? Noi numai să ținem sacul? Dumnezeu zice nu. Dumnezeu satură după dorință, după cât vrem și după cât ne străduim și noi. Să facă Dumnezeu să nu fim leneși,
Să facă Dumnezeu să nu fim neroditori, să facă Dumnezeu să fim plini de har și pacea Lui să se înmulțească, pentru că mare nevoie vom avea de acestea în vremurile care vin. Și toți cei care își vor pune pe inimă să împlinească cuvântul Lui Dumnezeu, le vor avea din belșug. Știți că niciodată cuvântul Lui Dumnezeu n-a dat greș? Ați auzit vreodată un om care să vă spună: m-am străduit să împlinesc tot cuvântul Lui Dumnezeu și așa de rău îmi pare că nu mi-a ieșit nimic în viață? Ați auzit vreodată? Niciodată n-am auzit și niciodată nu veți auzi așa ceva. Când ne străduim să împlinim ceea ce Dumnezeu ne cere, mari binecuvântări ne așteaptă și Dumnezeu să le dea tuturor. Amin.